Sufletele Răuță, vă spun bun venit la evenimentul din această după-amiază, lansarea candidaturii lui Raul Oleș la primăria municipiului Timișoara. Suntem astăzi aici pentru că am înțeles că este esențial să avem lideri politici care să vină cu soluții concrete la problemele reale. Și pentru pentru a atinge acest obiectiv, avem nevoie de o abordare bazată pe pragmatism, pe realism. Astăzi, își prezintă candidații și viziunea pentru Timișoara și zona periurbană. Și pentru început, vreau să-l rog să vină alături de mine pe scenă pe copreședintele și europarlamentarul Reper, Dragoș Pâslaru. Știi că trebuie să faci sacrificii să fii astăzi aici, așa că apreciem faptul că ai venit să îl susții pe Raul și am vrea să le spui care este viziunea Reper pentru alegerile care ne stau în față. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc mult oamenilor că am venit aici pentru a susține nu doar un om, ci a susține o cale, o alternativă, a susține pe cineva care alături de o echipă foarte tare faină, vrea ca lucrurile să nu mai fie făcute cu jumătăți de măsură. Această idee că totdeauna trebuie să ne mulțumim cu un compromis rezonabil, cel puțin pentru zona aceasta de vest, Timișoara, Timiș, nu ar trebui să fie calea de urmat. Și nu este un sacrificiu, este o reală bucurie. E adevărat, totul până la urmă nu se face decât cu un efort. Și efortul pe care l-ați făcut în această duminică după amiază pentru a vedea care este alternativa aceasta pe care vreau pune pe masă? Cred că este un efort care va fi bine răsplătit de cetățeni auzi, mai ales de echipa bună pe care noi o vom lansa astăzi pentru a avea într-adevăr o Timișoara bună, un Timiș mai bun, a putea avea în alegere pe care o ține serioasă, care să ducă la dezvoltarea zonei și a României în general. Câteva lucruri despre Reper. Mi se pare important să ne cunoașteți mai bine și este pentru mine important să înțelegem cadrul în care ne aflăm. Suntem cu un război la graniță, cu o Rusie care nu prejudicează niciun efort pentru a agresa Ucraina și a lansa un război hibrid pe care le simțim cu știri false, cu cercarea de a destructura Uniunea Europeană, de a ne slăbi, practic, în singurul proiect care ne asigură pacea pe acest continent de peste 50 de ani. Suntem într-un context în care am avut criză după criză. De la COVID, apoi criza energetică și suntem într-o situație în care puterea de cumpărare în România scade. Suntem pe primul loc ceea ce privește inflația în Uniunea Europeană pentru a treia lună consecutivă. Discutăm de o diferență mare față de următoarele țări. Suntem într-o situație în care Uniunea Europeană ne oferă un cadru de dezvoltare, ne oferă chiar și bani europeni, ci guvernanții de la actuala coaliție de guvernare comasată PSD, PNL, nu sunt capabili să folosească aceste resurse și acest cadru pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Suntem într-o situație în care soluțiile par inexistente și este o mare dezamăgire în general. Și da, au fost făcute greșeli, inclusiv în zona pro-europeană, în spectrul politic, dar credința mea, credința noastră de pe este că aceste lucruri ne-au întâlnit. Și aceste lucruri ne-au făcut să putem mai bine pune pe masă o alternativă bună pentru cel urmează. Amenințările acestei externe sunt cuplate deci cu amenințarea interne. O coaliție care marchează sfârșitul ideologiei, în care aparenta dreaptă cu aparenta stângă se neutralizează a fi parte de o mare împărțeală, de fapt, deci lucrurile se rezumă strict la banii publici și la resursele publice și nu mai are nimic de a face ceva cu interesul cetățeanilor. Discutăm de o nemulțumire a oamenilor care, încurajată de interferența rusă și a unor conservatori extremiști de peste ocean, duce ca această rețea naționalistă extremistă prezentă și în alte părți ale lumii să fie prezentă și în România. Este un pericol real al acestei democrație, este un pericol pentru modul în care România evoluează. Și mi se pare foarte important să înțelegem că teza aceasta excepționalismului românesc, de data asta nu ține.
Este un fenomen bine așezat, bine articulat și tocmai cei care cumva sunt adepții teoriei conspirației și acuză Uniunea Europeană sau orice este bun pro-european, că de fapt ar fi rău, ei sunt poate cei mai bine organizați și structurați ca rețele la nivel pan-european în acest moment. Fie că discutăm de Vox-ul în Spania, fie că discutăm de Fratelli din Italia, fie că discutăm de PiS în Polonia, Orban, Ungaria, sunt extrem de bine organizați. Practic, ce avem în România este o folosire nemiloasă și fără pic de moralitate a temelilor, a graficilor, a faptului că au viața mai proastă, cauzată de comasații care au făcut să ajungem aici, pentru a fructifica aceste sentimente negative în capital politic. În acest context, ne uităm să vedem ce a rămas în spectrul politic. Vedem, din păcate, o alianță dreaptă unită, care cumva, după ani de zile, în care încearcă cumva să își găsească locul, s-a dus înspre zona dreapta, se încearcă să se rânduiască ideologic, căutând să cumva să-și rafineze discursul public, dar fiind incapabilă, din păcate, să recunoască greșelile pe care le-a făcut. Am spus că greșelile au fost făcute. Noi, la repede, spunem, fără niciun fel de ezitare, că ieșirea de la guvernare a fost o greșeală. Noi, la repede, spunem că situația aceasta în care opoziția pro-europeană este dezbinată, nu este o situație bună. Și atâta timp cât nu vom recunoaște public aceste lucruri, nu vom putea progresa. Dar de aici și să ajungem la o chestie de talibanism ideologic și o organizare care, de fapt, în care se primeze interesul unor tabere și nu al cetățeanului pe care vreți să le prezinți, este o diferență foarte mare. Iar noi, care nu vrem să repetăm aceste greșeli. Și este foarte important să înțelegem că dacă nu sesizezi aceste greșeli pe care le faci în cazul altă zi de zi, și după aceea vrei să dai vina pe ceilalți, pentru că lucrurile cumva riscă să-ți scape de sub control, aceasta este o mare greșeală. Suntem într-o situație în care România are nevoie de reper. O ducem mai rău chiar, democrația este chiar mai erodată ca în 2016-2019, și pentru asta alternativa nu este antisistem. Alternativa nu este să dai cu barda, cu randa sau să urli ca lider de galerie. Și alternativa este să vii cu soluții. Profesionalizarea politicii nu este un moft. Este o necesitate imperioasă pentru de față în România. Ai nevoie de oameni profesioniști, de oameni care să fie interi, de oameni care să știe, să poată, să muncească în interesul comunității. Și cumva este ușor trist că discutăm în anul 2024 de nevoia de profesionalizarea politicii. Pentru că aceste lucruri ar trebui să le putem avea pe masă, nu doar ca deziderat și ca fapt împlinit, cu multă vreme în urmă, după aderarea la Uniunea Europeană. Dar ceea ce este important pentru noi la REPER este ca pe lângă neajunsurile din societatea românească, neajunsurile de aici, din zona locală, să putem privi spre viitor, să avem o viziune, să avem o perspectivă, să înțelegem, de fapt, care ne sunt reperele în societate. De ce avem nevoie ca oameni, ca Raul, ca echipa pe care o are aici în Timiș, trebuie totuși să se implice pentru a putea împinge lucrurile mai mult. Și primul lucru pe care îl avem de spus din capul locului e că o Românie prosperă, o Românie puternică, o Românie sigură, o Românie care se poate într-adevăr să livreze o viață mai bună cetățenilor, poate fi făcută doar în contextul european. Și noi, la REPER, suntem un partid pro-european care credem că Europa puternică înseamnă România puternică. Și acest lucru este foarte important, pentru că odată ce adopți niște valori de nivel european pe care le avem în acest moment ca urmare a aderării noastre la Uniunea Europeană, acestea îți servesc ca o ancoră, ca o busolă în dezvoltarea ulterioară. Lucrurile care țin de niște lucruri absolut firești, de a avea un sistem de educație solid, un sistem de sănătate în care să existe colaborare la nivel european, lucrurile care țin de competitivitate, de dezvoltare economică, de modelul social european, solidaritate și coeziune, toate aceste lucruri în România sunt încă deziderate.
Și ele nu sunt transpuse de o clasă politică care urmește mai degrabă supraviețuirea. Noi suntem cetățeni români și suntem cetățeni europeni în același timp. Suntem într-o familie politică centrist-liberală care înseamnă moderație, înseamnă echilibru între dezvoltarea economică și grijă față de oameni, față de aproape, de modul în care ne putem dezvolta într-o țară în care o treime dintre români sunt în acest moment în suferință, în vulnerabilitate. De modul în care putem crea competitivitate, tehnologie, cercetare, dezvoltare, în același timp să avem grijă de copii, în condițiile în care 1,4 milioane din copii din România trăiesc în momentul de față în deprivare sau în risc de excluziune socială. Și da, nu acceptăm găștile și interesele private în peste aceste interese pe care le avem pentru binele țării. Ceea ce este important la repede. Pentru că am fost acuzați în timp și timp de toate părțile și mi se pare important să rețin acest lucru. Noi credem în progres. Da, credem în progres. Progresul este ceea ce schimbă în societate, de la tehnologie și până la atitudinea pe care o ai în comunitate. Progresul este cel care a definit și marcat modul în care societatea a evoluat în ultima vreme. Dar asta nu înseamnă că suntem împotriva tradiției. Și este foarte important de pus asta pe masă. Pentru că talibanismul ideologic uneori merge pe ideea de a avea ochelari de cald și a credea că există tensiuni acolo unde ele nu există. Și da, noi suntem progresiști, dar în același timp credem în dezvoltarea economică și în tradițiile pe care noi le avem în această țară. Și de ce pun acest lucru în prim plan? Pentru că de multe ori se pune etichete. Și mi se pare foarte important de spus că locul Partidului Le Pen în societatea noastră este un loc atât de larg pentru toți acești oameni, acești pareci, pentru toți aceștia dintre voi care credeți până la urmă în profesionalism, în integritate, în valorile care duc societatea mai departe. Cred că este adevărat momentul responsabilității. Și nu voi accepta sub niciun fel acuzații că încurcăm. Că avea o candidatură din partea Le Pen, încurcă. Vezi, Doamne, încurcă comasații, încurcă alianța de dreapta, încurcă extremiști. Nu voi accepta acest lucru și împreună cu colegii mei, vă puteți spune foarte clar că atât timp cât credem în democrație, a pune pe masă ideea că oferte electorale care acoperă un mare vid în societate sunt mai mult decât necesare. Și ceea ce, cumva, mi se pare foarte important în acest context în care campania ne bate la ușă, este să înțelegem de ce repede este o soluție care, de departe, întrunește condițiile pentru dezvoltarea Timișoara, Timișului, a întregii zone de vest și a României. Repede reprezintă acea opțiune în care oamenii care s-au săturat de strigăte, de rătnete, oamenii care s-au săturat de diletantism, oamenii care s-au săturat de actori cu o scenă politică care, de fapt, nu știu mai este interesul național, oameni care își doresc cu adevărat să vadă cum avem un plan, cum avem o viziune și cum o putem construi într-o Europa puternică care să nască, de adevăr, o societate mai bună pentru România. Și renașterea aceasta pe care Repede o propune, pe baza de responsabilitate, pe baza de solidaritate, este de fapt proiectul pe care noi credim. Avem de departe cea mai bună echipă, care nu doar pe care o avem acum pentru aici europarlamentare, care am livrat deja în Parlamentul European. Avem o echipă de deputați și de senatori care au avut proiecte în sfere cruciale pentru transformarea României. Avem oameni locali, profesioniști pe care îi cunoașteți, care deja au avut funcții în administrația locală sau care au demonstrat prin profesionalismul lor în sectorul privat sau în societatea civilă. Și atunci, cred că este momentul maturizării și al responsabilității în ceea ce privește modul în care trebuie ca politica să evolueze. Noi ne adresăm tuturor celor care își doresc o construcție moderată, o construcție care să fie fermă, fără echivoc în combaterea diletantismului, să fie fermă, fără echivoc în combaterea extremismului și a celor care sunt anti-europeni, să fie fermă și fără echivoc în a combate pe toți aceia care văd acțiunile de corupție ca fiind normale pentru clasa politică. De asta luptăm, de asta, repet,
pune pe masă un proiect și niște oameni prin care, cu adevărat, să avem o opțiune pentru toți cei care cred că România se poate face bine și pentru care nu doar critica reprezintă o soluție, ci pur și simplu modul în care un profesionist poate să transform toate aceste lucruri în realitate. Astăzi ne-am întâlnit aici în Timișoara pentru a lansa o candidatură importantă. Candidatura lui Radu Lălăuș pentru primăria Timișoara, alături de o echipă pe care o are pentru Consiliul Municipiului Timișoara, alături de o echipă pentru județul Timiș și alături de mai multe locuri pe care le avem, unde avem ceva mai absolut extraordinar. Și mă uit aici la Anca, la Radu. Discutăm de Lugoj, de Dumbrăvița, de localități în care cred că lumea înțelege exact că avem nevoie de un proiect în care profesionalismul să fie pus în primul. Nu aș vrea să mai prelungesc această introducere. Avem nevoie de repere. Venim în fața voastră cu modestie și cu ambiția de a putea ca împreună să construim o comunitate de repere pentru societatea românească. Avem nevoie de repere ca partid politic care să ancoreze, de fapt, destinul european al României. Avem nevoie de candidați și de oameni care să schimbe bine destinele aici, în an local. Nu pot să vă spun decât că mă bucur tare mult să fiu astăzi cu voi. Vreau să-l văd pe un primar, vreau să-l văd pe colegii mei în consiliere locale, județene, vreau să-i văd primari și pe colegii care candidează în celelalte localități. Și da, despre asta este vorba, o Românie mai bună, cu repere mai bune. Mulțumesc foarte mult! Și că ne-a explicat care este contextul politic în care ne aflăm, viziunea reper și că ești aici alături de noi ca să ne susții pe Radu. În următoarea parte a evenimentului nostru de astăzi vreau să-l invit pe Radu Lălăuș să vină alături de mine. Contextualizarea pe care a făcut-o cu mici obiecții, dar când o e un președinte, o președinte în zona politică, ne judecim pe o anumită formalizare. Ați văzut-o și la marile partide, fie ele comasate pe stânga, pe dreapta sau cum să o numim. Nu fac superlativele din mai multe motive și nu dintr-o lipsă de, sau dintr-un joc așa al modestiei, ci pentru că nu cred în ele. Nu avem cea mai bună echipă și asta nu o să auziți de la oameni politici care vin cu show-ul. Mai de un mes ieri, partidul Comasat Mare a făcut o, nici nu știu cum să o formulez, o prezență de putere aici, o etalare de masă de oameni. Poate nu avem nici cea mai frumoasă și nici cea mai deșteaptă, dar vă spun un lucru, e foarte rezilientă. Termenul ăsta poate pare abstract, dar e, cum spune Timișoara, e încăpățânată rău. Și încăpățânată într-un sens pozitiv. Și o să încerc să mă explic în ce sens. Chiar dacă astăzi pare că este vorba despre candidatura mea la primărie, în realitate e vorba de o echipă, de niște oameni care au rezistat în ultimii 5 ani, și ăsta e termenul, au rezistat unor, aș spune, tensiuni politice, pentru că nu este ușor să faci față în zona politică când nu ai o experiență politică, când nu ești dependent de funcții publice și când rolul tău în zona politică vine strict dintr-o, aș spune, dintr-o contribuție pe care vrei să o aduci comunității din care vii. Toți cei din echipa cu care încercăm să ne sumăm câștigarea primăriei și, de ce nu, Consiliului Local, ca majoritate vin din zona privată, care nu au dependențe de zonă vis-a-vis de zona publică și, în concluzie, și energia nu e ușor de întreținut. Oamenii, la ora asta, preferă să stea cu copiii, să ducă în parcuri, să facă altceva mai inteligent.
decât să se transmite la expuneri politice care ne plictisesc. Din punctul ăsta de vedere, echipa asta a rezistat multor tensiuni și presiuni, pentru că în spatele jocului politic sunt în general resurse. Și resurse care nu vin, așa cum pare, doar din donații punctuale ale cetățenilor, ci resurse care vin din mediile private și publice ale diverselor, putem să spunem, actori interesați cumva natural de locul și rolul în comunitate. Și în sensul ăsta, mai mult rolul meu a fost de coordonator, pentru că eu la bază sunt manager și fiecare cu calitățile lui, nu am talent muzical, dar la zona managerială, zic eu că mă pricep și până la 45 de ani am reușit câte ceva să pun la însătuleț, ca să spun așa. În concluzie, acești oameni care vin în voi, pe care am înțeles din desfășurător, o să-i prezint puțin mai târziu, sunt rezistenți din multe puncte de vedere. Sunt rezistenți că se mențin cumva motivați. Motivați de toate demotivările care vin din toate părțile. Sunt rezilienți pentru că cred în visul pe care l-am avut cumva naiv și astăzi îl putem recunoaște, acum 5 ani, când am zis, ok, ne băgăm într-o reprezentare publică ca să schimbăm, cum spuneam atunci, să nu jucăm mai bine decât jucătorii tradiționali, marile partide, ci să schimbăm regulile jocului. Și astăzi am constatat că comasarea mare, PSD-PNL, e pusă în balanță în Timișoara și nu numai comasarea mică, dacă îmi permiteți, care nu știu ce e. PD, PMP, UDMR și USR. În concluzie, între aceste două comasări, dacă vreți, sau blocuri, cum am reușit să, cu acești oameni să rămânem loiali unui concept, și anume de a aduce competențe din zona privată, și văd mulți oameni profesioniști aici, diverse domenii, care nu trebuie să validați de instituții, personalități sau propagandă, ci sunt self-made, cum spune britanicul, și-au asumat să stea în continuare lângă proiectul pe care inițial l-a girat Dacian Cioloș. Și de această cale vreau să mulțumesc nu numai Dragoș și parlamentarilor care au venit de la București, pe Andrei Lucu, Oana Camera și Dani Toda era aici, pentru că i-ați găsit. Pentru că cumva au păstrat, hai să spunem, sentimentul ăsta de continuitate și de reziliență și rezistență împotriva altor oportunități care ar fi apărut. Și ca să duc ideea până la capăt, pentru că nu vreau să mă plictisesc, avem un proiect. Dar să știți că proiecte sunt multe. Și noi care aproape toți venim din zona privată știm că în aceeași fabrică, în aceeași proiect, sunt manageri care ratează cu aceiași oameni și cu aceleași resurse și manageri care nu ratează. Și să știți că nu e un miracol. E pur și simplu pentru că unii știu cum să implementeze ceva și alții doar, nu știu, doar cred că știu, ca să spun românește. Cu alte cuvinte, oamenii sunt aceiași. Resursele de obicei sunt aceleași și adevărat că cantitatea lor poate face diferența. Dar de multe ori know-how face diferența și elementele fine fac diferența. Iar asta nu se pot măsura decât în urma probei practice, faptice. Și aici noi am stat prost în această administrație. Și administrația actuală a ratat și vă spun care este criteriul în baza căruia putem să constatăm cu toții care a dat. E acela care a resuscitat și a dat șanse fostei administrații, ceea ce e mind-blowing, ar spune tot britanicul. Adică foarte rar în statistica administrativă și politică revine o altă administrație care a fost schimbată pentru că n-a reformat. La noi, Timișoara, astăzi are șanse să revină. Pentru că a dezamăgit foarte mult și
foarte adânc actuala administrație. Dincolo de, de mesajul european, dincolo de deschiderea aparentă, funcția de primar nu este o funcție bonus, excelentă, drăguță, e o funcție dificilă. E o funcție care trebuie să facă mai puțin show și mai multă livrare. În general, și mă bucur că avem foarte multe doamne și pentru asta mulțumesc partidului astăzi în toată vremea așa, pentru că a introdus în statut o chestiune care pare constrângătoare, dar la finalul zilei am înțeles-o și mă bucură. A obligat intercalarea aia de gen, adică avem o doamne și dacă vrem și le vrem. Și e important pentru ce vreau să spun, pentru că ele au o intuiție și au o reziliență pe care noi bărbații, dacă avem tăria să o recunoaștem, nu avem. Fac mai puțin show și livrează mai mult. De ce? Nu știu. N-am răspuns, dar am constatat că de fiecare dată când am fost înconjurat de ele, din punct de vedere profesional, mi-am zis bine. Și acum mă bucur că jumătate din echipă e formată din doamne. Și cu ocazia asta vreau să mulțumesc Bianca și Luca, care coordonează campania noastră și eșecă. Nici robul cu PowerPoint. Avem strategii de dezvoltare a municipiului Timișoara și a zonei metropolitane, cred că de pe vremea lui Ciohanu. Sau cine era primul primar prin 90, nu mai țin minte, deși până ați fost crescut aici. Ce avem nevoie este capacitatea de a implementa acele proiecte. Și văd oameni cu experiență mare în zone de business și știu foarte bine că nu planul neapărat face diferență, ci capacitatea de a duce planul ăla la bun sfârșit. În concluzie, avem, bineînțeles, și noi un proiect și l-am concentrat în jurul a trei concepte care vor cumva să prind toată complexitatea unui oraș și a unei zone metropolitane. Dar nu spunem că e cel mai bun. În schimb, spunem altceva. Că noi suntem capabili să implementăm spre deosebire de cei care au fost și cei care sunt. Și acest program se concentrează în jurul a trei elemente foarte simple, dar bineînțeles cu declinări de egoare, în jurul unei Timișori cumva confortabile, pentru că trebuie să ne simțim bine în orașul în care trăim și muncim, în jurul unui concept de dinamică, de Timișoara dinamică, care are foarte mai multe declinări în subsidiar și în jurul unei Timișori competitiv și vă spun de ce, pentru că până la finalul zilei să știți că suntem bărățeni și vrem ne visăm să fim Fruncea și competitivitatea asta trebuie să o realizez prin indicator. Long story short, și cu asta o să închei și o să las și ceilalți colegi să continue discuția, o să intrăm puțin mai mult în detalii, dar nu vreau să plictisesc în a doua parte când o să mi se permită să prezint și colegii din echipă. Vreau să transmit atâta. Mulțumesc pentru efort și dincolo de cifrele pe care le vehiculează unii și alții, de multe ori în viață mi s-a spus că nu se poate. Nu se poate să vii de la secția maghiară, asta am terminat în la generală 26 date numele maghiar, și să te apuci de performanță în limba maternă. Ai învățat teorema tale să murești. După care mi s-a spus că nu se poate să mergi la liceu auto, care e un liceu industrial și banan, și să faci performanță. Pe am făcut. Am terminat universitatea cam primul. Și așa că va fi bine. Mulțumesc! Să fiu astăzi aici, pentru că cred și eu că este soluția pentru Timișoara. Și
de astăzi. Vrem să-i cunoașteți și pe candidații zonei periurbane, așa că o să-i invit să vină pe scenă alături de mine să ne spună câteva cuvinte despre ei. E vorba de Anca Mincea Oprea, primăria lui Doș. Chiar dacă o bună bucată de vreme am fost plecată în capitală, am lucrat în Timișoara, nu am stat zi de zi acasă, mă bucur că m-am întors acasă și că reușesc să pun în slujba administrației publice locale toată experiența acumulată înainte în companii private. Cred că sunt singura din echipă care are experiență în zona de administrație publică locală în executiv. Sunt administrator public de 3 ani jumate aproape în municipiul Bucoș. Stipele. Și cred că am reușit să intru în administrație așa cumva, visând cu ochii deschiși, să cred că se poate face, să cred că putem să mergem mai departe. Și în timpul ăsta m-am lovit și de reușite, dar și de foarte multe frustrări. Cred că cel mai important a fost faptul că motivația proprie am pus-o într-un obiectiv. Și obiectivul acela a fost a găsi soluții la fiecare nu se poate pe care l-am auzit din partea colegilor. Și credeți-mă că am auzit foarte multe. Cred că 9 iunie trebuie să ne pregătim să avem o echipă de oameni curajoși, oameni competenți și oameni dedicați orașelor în care ne aflăm. Și așa cum spunea și Raul, avem proiecte multe și putem să facem multe PowerPoint-uri, dar contează foarte mult oamenii pe care îi avem și modul în care implementăm și ducem la bun sfârșit aceste proiecte. Vă mulțumesc și vă las pe Radu să continui. Bună ziua tuturor! Pregătisem un discurs, să știți că am fost destul de stresat, dar acum m-am relaxat văzându-vă pe voi, ascultându-i pe colegii înainte. Probabil că va ajunge la bună discursul meu. Totuși, din el o să punctez câteva idei. Referitor la Dumbrăvița, eu voi candida pentru primăria Dumbrăvița. Venind din Postul Plus, la noi în Dumbrăvița, de exemplu, ca și la municipiul Timișoara, USR a preluat administrația. Eu sunt consilier local din partea Plus, deci în cadrul fostei alianțe USR Plus. Și în 2020, ca majoritatea dumbrăvițenilor, am votat cu încredere schimbarea. Din nefericire, această schimbare pe care am sperat-o și am așteptat-o noi toți dumbrăvițenii, a fost departe de ceea ce de a atinge nivelul așteptărilor noastre. Ba mai mult, această speranță am observat în timp că a luat calea întoarsă în direcția opusă a ceea ce noi ne doream. Din păcate, și la noi, situația se prezintă oarecum similar cu
municipiul Timișoara, în sensul că administrația actuală este atât de performantă încât s-ar putea ca alegerile să le câștige comasații mai mari. Așa că ne vedem nevoiți să oferim tuturor dumnezeuțenilor care în acest moment sunt dezamăgiți de actuala administrație și nu-și doresc întoarcerea la comasații cei mari, o alternativă și nu doar o alternativă. Eu îmi oferesc tot timpul să pronunț acest cuvânt alternativă pentru că eu sunt aici și candidez pentru primar pentru că am soluții. Poate nu sunt cele mai bune, dar am capacitatea și mai ales dorința să rezolvăm problemele dumbrăvițenilor pentru că resurse în Dumbrăvița există, atât umane cât și financiare, iar exercițiile bugetare din ultimii 2 ani ne-au confirmat acest lucru, noi rămânând cu excedente bugetare în timp ce nevoile cetățenilor au fost nesatisfăcute. Este de notorietate că toți ceilalți contracandidați din Dumbrăvița sunt implicați în afaceri imobiliare care în Dumbrăvița au prevalat întotdeauna. Din păcate, și cel care am așteptat să ne reprezinte interesele, la foarte scurt timp de la preluarea mandatului, s-a apucat de afaceri imobiliare. Astfel, eu propun împreună cu echipa mea să stopăm aprobarea de noi puzuri pentru blocuri și să le renegociem pe cele deja aprobate. Administrațiile anterioare au să pună pe primul loc investiția în infrastructura educațională, în construirea de școli pentru zonele noi, închiriază, au ajuns acum să închirieze la prețuri exorbitante. Pentru mine, educația întotdeauna a fost și este o prioritate, astfel că eu și echipa mea ne-am decis să propunem și să alocăm în final 6% din bugetul local pentru investiția în infrastructură educațională și sportivă, mai ales în zonele noi unde este nevoie, dar și să deblocăm anumite proiecte legate de liceu de care avem mare nevoie în imediatul viitor. Este evident că Dumbrăvița, în afară de educație, se confruntă și cu alte provocări majore, iar una dintre ele este una fără de bază și poate de necrezut pentru 2024, vorbind de apă. La noi, administrația nu este capabilă să livreze apă de calitate și destulă la robinet, astfel încât noi venim și cu propuneri concrete aici. Probabil că o să vă plictisez, dar e important pentru mine să punctez faptul că știm exact ce este de făcut și că avem și capacitatea să facem. În același timp, va trebui să vorbim și despre infrastructură, despre curățenie, despre ordine. Aici venim cu propuneri concrete de program de curățenie pe tot parcursul anului, sistematizarea circulației și așa mai departe. Investiții în modernizare și întreținere. Cum au spus și colegii, cadrul avem, fondurile avem, sunt la dispoziție, resursa umană avem în Dumbrăvița pentru a pune aceste proiecte pe rol, trebuie doar să și vrem. Ce voi garanta eu și echipa REPER, cu care voi merge în aceste alegeri, este administrație transparentă și care își respectă cetățenii, care investește pentru creșterea calității vieții în Dumbrăvița și care nu va face niciun compromis pentru a-și îndeplini obiectivele cetățenilor. Noi nu vom mai tolera nepăsarea și ignorarea nevoilor cetățenilor în timp ce rămânem cu banii cheltuiți la buget. Eu și echipa mea vom lucra fără excedent bugetar,
timp în care lăsăm nevoile nesatisfăcute, vom debloca și vom atrage investiții în zonele comerciale de pe calea Rahului, de exemplu, și de la centura Timișoarei, și astfel încât vom putea crește veniturile la buget. Cred că acum, că mai mult ca niciodată, e timpul să readucem Dumbrăvița pe drumul corect, un drum al dezvoltării sustenabile și durabile și a respectului pentru fiecare dumbrăvițean. Lucru pe care l-am așteptat încă din 2020 și lucru pe care și cetățenii încă l-așteaptă. Vă mulțumesc tuturor, am ținut neapărat să puntez aceste lucruri, nu sunt noutăți pentru nimeni, însă aceste lucruri trebuie făcute de urgență și nu ne mai putem ascunde spatele lipsei de fonduri sau lipsei de sau a luptei politice sau așa mai departe. Vă mulțumesc mult și sper să revedem cu dumneavoastră. E întotdeauna dificil să fii cu cineva care are un speech pregătit și are experiența discursului public, așa că o să vă rog să acceptați emoțiile. În primul rând, vă mulțumesc că sunteți aici. Am ales să fac pasul acesta de candidatură la ȘAN, nu împotriva cuiva, ci pentru comunitate. Consider că, la fel cum a zis Raul, deja comasații mici și comasații mari, am început să preluăm experiența asta, Raul, au aruncat în această cursă electorală deja resurse vaste, umane, logistice și financiare, lucru care nu ne sperie, lucru care ne întârjește și sunt convins că, cel puțin în cazul nostru, Șarbor va ști să aleagă profesionalismul și soluțiile pe care le oferim noi. Sunt extrem de bucuros să accept candidatura și să asum această candidatură din partea Partidului Reper, una în care voi pune la dispoziția comunității locale toată experiența pe care o am în domeniul de management, administrativ și profesional pentru a transforma Șarbor dintr-o comunitate locală într-una integrată metropolitan prin fonduri europene. Sunt Cristian Lădugă și am ales să candidez la primăria Comunei Șarbor. Pe scurt, eu sunt inginer ca profesie, lucrez încă de la vârsta de 21 de ani, când eram student. Între timp, am reușit să acapăt o anumită expertiză, de aceea acum coordonez procedurile la nivel global. Am de asemenea o echipă de 9 oameni pe care îi coordonez și îi mentorez și m-am bucurat foarte mult. În viața privată sunt căsătorit, am doi copii, motiv pentru care am făcut și acest pas spre politic, oarecum recent. Ca experiență, să zic așa, am avut aproape un an de zile. Eu am fost președinte de filială USR, oarecum recent am ieșit de acolo, ceva am fost bine. Și am să vă zic. Eu vreau să fac lucrurile altfel, deci nu m-am supărat de politica asta, stil vechi, PSD-ist, PNL-ist. Și nu știu dacă există comasat mic sau mare, cred că există doar comasat. Asta e părerea mea. O să vă zic și de ce. Mulțumită lui Raul, la cum sunt aici în Reper, și cred că este o idee bună, ca să avem o echipă puternică și să avem consilieri cu care. Și ca idee, un motiv important de ce am plecat din USR, a fost blatul care este acum cu PSD sau mai exact, cu un gelas în mas. Ei chiar vreau să mă aibă candidat, ca să lasă locul. Și cumva eu m-am potrivit acestei idei. Nu s-a părut la masă tu ca o serie care lupți împotriva sistemului vechi și ești corect, vii cu susținere tot pentru un membru care, de fapt, tot PSD. Și bineînțeles că am luptat intern să fac o schimbare. N-am primit sprijin nici măcar de la filiala județeană. Domnul Viz știe despre treaba asta și nu... Părerea a fost împărcat, ca să zic.
așa, că s-au lucit foarte mult alegerile interne. În final, există un ales, dar și acela este înțeles că domnul Simone să fie vice, la fel și primul de pe lista de candidați a Consiliului de Ordine ei. Așa că, na, votați USR prin mese de oameni. Și de aceea vreau să avem și o alternativă. Consider că există încă loc de politică altfel în țara asta, sau asta spre, de asta am intrat aici în politică, să facem lucrurile și altfel și, până la urmă, despre asta e vorba, să ne alegem noi drumul, nu să ne aleagă ei prin, nu știu, flotanți și alte combinații și ce lucruri mai fac ei să-și cumpere voturile. Cred că încă mai putem să alegem noi, că până la urmă nu trebuie să existe doar Fris și Robu sau doar Simon și Bucur sau, eu știu, PNR și PSD doar ei. Adică mai există și alternativă, zic eu corect, pornesc la toată treaba asta și asta am vrut să fac. În rest, bineînțeles că consider că există loc de mai bine tot timpul, însă real, în moștința sigur se putea face mai mult în ăștia 8 ani și numai decât avem acum, bineînțeles, drumul crește, grădinițe și așa mai departe, lista continuă. Așa că vă rog să veniți la vot, să arătăm că mai există și altceva în afară de comasați și cred că este loc situare și pentru noi și haideți la vot. Bună ziua, vă mulțumesc de prezență. Mă numesc Gurea Ciprian. Sunt candidat din partea Reper pentru primăria Bihorda. Fost candidat al USR prin mandatul trecut, motiv pentru care m-am implicat în politică crezând că USR este alternativa. Din păcate m-am înșelat. Actualmente sunt consilier local la Bihorda. Problema a fost un moment în care am fost condiționat, chiar dacă am fost ales de filiala USR, din nou candidat și am refuzat ca în spatele meu să se pună diversi oameni, grupuri, grupulețe pe care le consider oameni influenți și am considerat că trebuie să merg pe drumul cel bun și anume ceea ce am promis oamenilor în 2016, cum că eu nu voi fi ca ei. Despre mine, sunt căsătorit, am 3 copii, sunt crescut și născut în Ghilorda, sunt un consilier destul de activ vis-a-vis de ceilalți, în care își fac tot felul de baluri politice. Nu sunt curios de asemenea chestiuni. Așadar, am decis să mă alătur partidului Reper, pentru că vreau să continui drumul pe care am promis oamenilor că voi merge. De aceea îmi doresc să nu critic într-una, pentru că știm cu toții, mai ales cei care ne aflăm aici și ne dorim cu totul altceva, știm cu toții că se poate și mai mult și trebuie să găsim soluții. Având în vedere că comuna Ghilorda este o comună cu un buget foarte mare și anume top 3 din România, banii sunt de investiții, doar că lucrurile merg destul de greu în ceea ce privește investițiile în infrastructură, în școli, în grădinițe și așa mai departe. Consider că trebuie să avem curaj, să fim motivați și să putem continua și să facem ceea ce ne-am propus. Sigur, nu este ușor, având în vedere că mergi exact cum spune și sloganul ferm, integri și muncitori. Oamenii, cum să vă spun, oamenii merg mai mult pe cartea câștigătoare, pentru că este mult mai ușor decât pe cei care încă n-au lucrat foarte mult. Și de aceea, pe mine, acest vis mă motivează și mă face să merg înainte. Eu mulțumesc tuturor pentru susținere și îmi doresc foarte mult să demonstrăm că se poate. Mulțumim candidaților. Vreau să spun că ai avut ocazia să te relaxezi puțin pentru că urmează să vin din nou pe scenă. Pentru că în ultima
parte a evenimentului nostru de astăzi, ne dorim să ne prezinți și care este echipa cu care vei candida, care este echipa Reper la Consiliul Local Timișoara. Știu că este putere de unitate, așa că te invităm să ne prezinți această echipă. Da, mersi. Ca să răspund colegului, e foarte simplu. Se câștigă primăria și pe amici și oamenii. Ok, ca să intrăm direct în pâine, poziția numărul 2 de consiliere locale, așa se practică la partide, Bianca Luca, care îi coordonează la partide. Avem mulți lideri profesioniști, culmea că nu depinde nici măcar de partenerul de viață, e autonom. Vremurilor din plus și da, e foarte încăpățânată, probabil pentru că e și pe jumătate să stoică, dar nu merge decât înainte și, cum zice un slogan actual, nici pe loc, tot înainte. Ok. Adică lucrează în corporații din timp sau altul, e project manager, e pe zona IT-ului și ce mă uimește la el după 5 ani de relaționare, are omul o încredere în el însuși intimidantă. Următoarea poziție o să vedeți, avem tot felul de intercalări, să zicem așa, din cauza statutului, nu pentru că de mine. Alte partide au început să aducă doamne pentru că nu e statut. E interesant. Este Patricia Bindar, tot așa. Patricia e lângă noi de la început. A coordonat chiar și departamentul de tineret, cum se numea, din cadrul plusului. Lucrează în domeniul arhitectural. Se pricepe și la elemente de grafică, ne ajută acolo unde avem deficit de personal. Și dincolo de asta e foarte rezilientă. Cred că suntem foarte încăpățânați, de aia suntem aici. Mulțumim! Sper să nu greșesc intercalările de listă. Următorul este Flavius Grigă. Ca să vedeți cât de democratici suntem, Flavius în general nu este de acord la vis-a-vis de propunerile mele și culmea e cel de noi. Asta înseamnă democrație curată, e absolvent de fizică. Lucrează tot în corporații. Asta e segmentul în care s-a găsit reziliența până acum. A coordonat activități de campanie și e un om foarte onest și de multe ori conștiința echipei, pentru că ne arată orice deviere, chiar dacă nu avem soluții câteodată. Mulțumim! Daniela Cătuș. Daniela ne organizează pe tot ce înseamnă, cum spunem noi, birocrație. Vine din zona HR-ului, cu o experiență vastă în spate. A gestionat și administrat mii și mii de oameni. De aceea 500 din primărie, pistol cu chec, cum a spus de clasic în viață. Mulțumesc!
mai avem de Răzvan Cătău, dacă n-am greșit ordinea, sper. Depinde de nimeni, deci avem și bărbați autonom, nu doar oameni. E antreprenor în zona serviciilor externe. Este cel care a stat în spatele programului nostru de candidatură și viziunea pe care o avem pentru Timișoara. Și vedeți că nu l-a pus vice, ca alții de la Scălătă, să nu dau un nici eu cred că vrea, cam nimeni din echipa asta a dat cu așa dimineață, că-s cu forța atunci. E un om cu multă implicare civică, are experiență destul de bogată de ce înseamnă infrastructură și nu numai, mult suflet și dedicare, nu câștigă absolut nimic din tot business-ul ăsta. Cum ar spune clasici în viață de la PSD, PNL sau conversații mari, vreau licență de formularea asta, e un idealist aici. Avem pe Adela Stăpânescu. Cu piesele grele am venit la final. Adela nu doar că e tânără și proaspătă mamă, are o experiență destul de decentă tot în zona HR-ului. E și angrenată în activități din acestea de venituri pasive, face tot felul de, nu prea înțeleg eu, vânzări din astea pe TikTok, promovări, VLM, dar dincolo de asta e foarte loial, reliable și ne dă un vibe pozitiv și ne bazăm pe, pentru că am văzut-o la lucru, nu am luat o dată pentru că e trebuit să. Următorul e Ion Stamaș. Cineva înțelege ceva de ce SDM-ul ăla e praf și pulbere și de ce închide martele în Timișoara ca să dăm stres pentru comunitate așa, în preajma campaniei, că și astăzi s-a făcut un picnic. Ăsta e obiectivul acum major al Timișoarei, un picnic în zona Dacia. Dănuț a avut o idee foarte bună și zicea ceful, cum zice el așa, că șantierul e simplu. Delicatețele mai la Bruxelles, domnul președinte. Aici nu ne trebuie soluții concrete. Dom'le, mi-a fost o idee bună dacă tot închidem acelea să asfaltăm de la o bordură la altă bordură și chiar făcusem un calcul. Dacă facem închidere din asta lunară și nu costă 1,6 milioane de lei cât a costat povestea asta cu BCT-ții de săptămâna trecută, nu mai avem rog în Timișoara în 2 ani și 3 luni. Nu ne trebuie un mandat. Deci se poate. Dar am venit cu top 10 pentru că noi ne propunem să câștigăm majoritatea cu 10. Așa am decis, mi-a ieșit calculul. Este Diana Maftei. Dacă mai spune veselicii, avem și noi o șată noastră. Diana e multe. Astăzi duce grecul părții de organizare. Se chine cu semnături, cu dosare de candidatură. Nu e așa de simplu jocul ăsta politic. Sunt foarte multe proceduri limitări, dar dincolo de asta are experiență destul de multă în ce înseamnă educație alternativă, în ce înseamnă educație în zona privată, în ce înseamnă lucruri cu copii și în ultima perioadă, că vreau să-i spun ăsta, îmi explică tot felul de elemente nutriționale, are tot felul de certificate și în zona asta. Cam asta e echipa care o avem aici.
aici, suntem mai mulți și suntem și mai mulți care nu sunt prezenți. Să știți că avem oameni care stau în proiectul ăsta cu reziliență de 5 ani, care vin din Statele Unite, dar ajunge pe 28 al nostru, pentru care visim și acolo de foarte mulți ani și care nu are nimic de câștigat din proiectul ăsta politic, dar ne ajută cu foarte mult know-how. Avem o altă persoană în echipa noastră care a condus corporații de mii și mii de angajați. Nu era doar team leader, nu știu care corporație și ați vrea să gestioneze cât 2 miliarde de lei. Dar nu este asta de aici, pentru că am un proiect la Bruxelles, dar mi-a spus așa, am unis cu grijă că ce câștigi primăria vinște. Mai pe scurt, cam ăștia suntem cu asta, facem, ca să zicem așa, campania care de să înceapă. Și dincolo de resursele limitate pe care le avem în comparație cu cei care deja au, să zicem așa, experiență precară în administrație, dar au, pentru că atunci când ai puterea, cum se spune, e ca și fumierea, vin foarte mulți voi interesați. Noi avem nu doar reveri, să știți, doar entuziasm. Și cu ocazia asta vreau să fiu destul de clar. Cine crede că suntem amatori, o să vadă în 10 iunie, că nu-i chiar așa. Nu avem sondaje recente, nu știm cât de bine stăm, dar când am o îndoială, mă uit la gradul de iritare a competitorilor și îmi dau seama că stăm din ce în ce mai bine. Nu vreau să vă plictisesc în continuare, subliniez doar elemente, câteva elemente care țin de și să știți că, dincolo de obiective punctuale pe care ni le propunem, și anume soluții pentru zona verde a Timișoarei, ne asumăm obiective clare, precum un parc pe an de mandat, fie el unul nou, fie el complet structural adaptat. Avem elemente pe care o să le găsiți atât pe site-ul nostru, cât și în perioada de campanie, tot ce înseamnă zona multimedia și zona de promovare, fie Facebook, TikTok, Instagram și așa mai departe, plus pliante, pentru că o să ne găsiți în cartiere, o să vedeți soluții punctuale pentru ce înseamnă elemente de verde, pentru ce înseamnă transport în comun, pentru ce înseamnă elemente de taxare și transmit administrația actuale că se poate și cu impozite mai mici, nu trebuie să avem cele mai mari din țară. Pe conceptul ăsta, luăm prima dată banii și luarea de lemn, dacă putem să îi livrăm, nu prea funcționează. Și o să vedeți în programul nostru că ajustăm aceste impozite aici, mă ajută faptul că sunt și de meserie și se poate și cu impozite pe elemente nerezidențiale, ca atunci la Boca, doar cu 1% și să nu chinuim cei 5.000 ceva de proprietari de spații cu alte destinații. Pentru că, de fapt, crescându-le impozitul, plătim tot noi, indirect. Ei transferă în chirie, chiriașul, la rândul lui, nu are ce să facă, mărește prețurile și tot așa ajungem într-o zonă de domino. Dincolo de asta, știm un lucru diferențiator de bine să-l facem în comparație atât cu fosta administrație, cât și cu actuala. Știm să gestionăm societățile din subordinea Timării Timișoara, pentru că din zona asta venim. Ne mai pricepem și la insolvențe, mai avem și networking, știm specialiști de prima mână, nu improvizați în stânga și în dreapta. Și împreună cu câștigarea primăriei avem și un networking în spate, nu suntem chiar de azi în orașul ăsta. Totuși 45 de ani de viață și 20 ceva de carieră ne-au dezvoltat relaționări demne și decente. Și avem soluții pentru ce înseamnă transport în comun, deși nu sunt suficiente, deși ne plângem de elemente precum lipsa șoferilor sau acum ceea ce sunt reale.
nu spunem că nu sunt. Doar că abordarea este complet greșită, atât timp când nu poți să mărești salarii, trebuie să găsești o formulă de externalizare într-o anumită zonă, astfel încât să redistribui resursele în cealaltă zonă. Managementul se învață la facultate, dar se desăvârșește în viața practică. Și asta a lipsit și lipsește. Cu tot respectul atât fostei administrații, cât și actuale administrații. Și mai conștientizăm un lucru, nu putem să facem asta singuri. Suntem pe platformă politică, dacă vreți, administrativă și chiar ideologică, ce e tristă. Cu alte cuvinte, nu ne propunem să ne războim nici cu unii, nici cu alții, ci obiectivul nostru este să conlucrăm și din punctul ăsta de vedere nu intrăm în joc ideologic și politic că ba îi ajuți pe unii, ba îi ajuți pe alții, ci obiectivul este să fim capabili cu încredere să livrăm soluții punctuale pentru probleme punctuale. Și dincolo de recent, cred că ieri m-a întrebat un jurnalist într-un podcast interviu sau în ultimele zile, care e marele proiect pentru Timișoara. Un jurnalist serios și consistent și i-am spus că asta s-a învățat de la doamnele din echipă. Primul rând, înainte să visăm care vreți pe pereți, noi vrem să ne reparăm drumurile, vrem să nu mai întârzie trăguzele 37 de minute, în medie, vrem să fim capabili să livrăm căldură atunci când trebuie, unde trebuie, adică societățile alea să funcționeze decent, să ținem un echilibru bugetar, să avem un randament pe ce înseamnă servicii publice clasice. Asta nu înseamnă că nu înțelegem că ne trebuie investiții de impact colosal și că am reușit ca tot omul să avem un fel de amtură la Timișoara, care se numește altfel. O să auziți mai mult despre programul nostru, o să trimitem în cartier, o să fim și noi, suntem deja în zona contactului cu cetățenii, ne-a ajutat perioada de strângere de semnături, am discutat mult și am rămas surprins. Știți că nu e așa cum cred nici cei comasați mari, nici cei comasați mici, sunt unii care nu-i vor nici de unii, nici pe alții, șoc și în casă.